Da, am, trebuie să spun că Petre Buduru, care l-am avut și cu el, am debutat în fotbalul românesc la Constanța. Ulterior, tot el m-a adus la Dinamo. Trebuie să spun că Gino Iorgulescu, la fel, este unul dintre idolii mei, pentru că am lucrat câțiva ani cu, cu dânsul și, într-adevăr, un conducător în adevăratul sens al cuvântului. Mihai Stoica, un conducător excelent un om care trebuie să recunosc când pierdeam cât un meci, era genul de om care nu aveam curaj să ne mai uităm în, ochi, în ochii lui, pentru că ne făcea toate poftele, era, era foarte apropiat de echipă și spun că și el este unul dintre mari conducători ai fotbalului românesc.